Apoi trei cura rând pe rând ca ceasul. Dar îi creștea un negru și Iuda și Cosa. El aduna copiii cu jurul lui grămadă, visele le arăta cu nu și sorul. Eu dragi creștină! Bine v-am găsit, vai, ce ești! Ai, da, lume numeroasă, mult popor! Nu te cumpără, tanti! Ce-i pe aici de oameni? Bine v-am găsit, toată stima pentru dumneavoastră, că aveți creștini mulți de data asta la biserică. Altă dată numai 3-4. Astăzi o vin bogăt. Elita, un adevărat din țara românească, român, adevărat. Da, să vedem. El iubea cu atâtea dor, iar el la fel pe dânsul. Dar avea un pas în viața lor, vreo cerere, vreun prânz, vreun dor, ei asculta prea iubitor, le-a râna tot prânsul. Și învăța cântări de sus, din cealaltă lume, ei ascultau cu gând. Comportamentul în cursul anului. Aveți ceva deosebiri? Diferențe unul față de altul?
care-s bun, care-s răi, care-s bun să treacă într-o parte, să vie la botă, care-s răi, care nu să treacă în aia. Vie la botă, care-o fă răi. Îi încinge de două ori și la anul. Să fac mai bine? Va fi mai bine. Va fi mai bine? Să sperăm, părinte, să sperăm. Așa ce să facem, n-avem ce face, că nu merge tot așa, tot cu gura, cu gura, trebuie cu bota, aplicată bota, că altcum nu merge. Acum se pare că la bota nu vine nimeni, înseamnă că... Că-i urmăresc aici separații dumneavoastră să treacă beci. Eu stau aici așa. Care sunt partea și pământeia. Că ea ca nu înțeleg părinții și-o fă curele. Ascultați. Treacă... Dacă trec tot pe parte, aici trec hăibul. Aici trec hăibul. Dacă trec tot pe aici, înseamnă că ați avut niște oameni copilași, frumoși, ascultători, din orice punct de vedere, să-i dea Dumnezeu sănătate. De ascultat, toată lumea ascultă, nu știu cât împlinesc aici. Da, și bă, și ne-am întâlnit și cu vor m-am întâlnit. Pentru venind din munte, din strămoși, din strămoși, din strămoși, în povestea, când ați fost... Din alte părți copiii, cum o pot nu? Băi, ce să zicem? Care trecut pe la botă și care nu este partea aia? Băi, o trecut și pe acolo. O trecut și pe acolo. Așa îi, că așa-i copil. Copilul e drăcit, nu ascultă. Ascultat, ascultă, tot, să știm cum să rezolvăm și cu pachetele care trec pe aici, scoate din pachet afară, numai jumătate, care trec pe aici completând. Dar avem ce face, să învețe minte, că altul nu le intră în cap, nu le intră în cap deloc. Da, eu cred că... Cum a decide dumneavoastră, că... Fiind zilnic cu dumneavoastră, duminică de duminică pe aici, moșul trece mai rar, mai rar câteodată, așa, păi... Nu, nu-i vede pe toți. Cred că, așa, în mintea lor, fiecare copil a făcut o promisiune, așa, că va fi mai cu minte în anul care urmează și să va și ține de făgăduința asta făcută. Noi le mulțumim pentru frumoasele colinde pe care le-au colindat aici. E foarte bine că se mai găsesc eforturi care să slujească tradiția de Crăciun. Știm că a fost timp investit de fiecare dintre acest copil în repetițiile pe care le-a făcut, dar participarea la praznic, practic, creează acea atmosferă de sărbătoare. Neimplicarea duce la împietrirea inimii și la riscul de a deveni groparii tradițiilor noastre.